Vorbim de personaje care, chiar dacă n-au rămas înscrise în marea cronologie sau mica cronologie a istoriei artei, cu un corpus de lucrări, ele erau totuși influente prin spiritul pe care îl degajau. Și mi-ar plăcea să vorbim de oamenii ăștia într-un fel dispăruți, pentru că ținea mai degrabă de o istorie orală a momentului, participarea lor la spiritul vremii. Și în continuarea aceleiași idei, aș vrea să ne reîntoarcem și la situația sălii Dales și poate chiar să discutăm care erau celelalte spații de expunere și de întâlnire, de dialog sau mai mult decât de socializare a Breslei. Sala Dales s-a redeschis mult mai târziu. Prin anii 60, cred că s-a redeschis și deja era altceva. Acolo se organizau expoziții personale, se organizau și câteva expoziții din străinătate, hai să spun străinătate, însemnând în epoca asta, în epoca cu pricina, însemnând expoziții rusești, poloneze, chinezești, de artizanat, de... era cam amestecată. Până foarte târziu, până prin anii 65-66, așa când s-a format oficiul de expoziții, care la început a funcționat în blocul Sora. Mai existau săli mici, mai existau săli chiar în parcul Carol. Fusese destul de curând dărâmată sala din piața Senatului. Mai existau chiar din vechile săli de la șosea. Mai exista pavilionul care după aia s-a chemat pavilionul H, unde și acolo a fost organizat salonul. Acolo s-a organizat și o mare expoziție americană, prima care a venit, o mare expoziție industrială cehească. Bineînțeles, a început, mai înainte fusese o expoziție rusească în care am admirat Zimuri, Ziluri și Moscviciu. Deci asta era de mult, foarte de mult, mai țin minte, turbine uriașe, deci nu era foarte limpede spațiu, nu era dedicat numai expozițiilor de artă, s-au făcut expoziții de arhitectură, se făceau cam de toate. Interesant era că mai existau tot felul de săli mai mici, care între timp au dispărut. Exista în spatele Ateneului un mare anticariat, exista pe Brezoianu o sală în care după aia a devenit un fel de sală a Asociației Artiștilor Fotografi, în care am văzut și expusă grafică, de exemplu, chiar sala se chema Nicolae Cristea la un moment dat. Deci erau mult mai multe locuri, iar unde acum una din aripile noi ale arhitecturii, prima care s-a construit, deci în paralel cu universitatea, țin minte perfect cum erau mici galerii puse în diagonală, una lângă alta, unde erau anticari, dar și galerii de artă cu... cum să spun, cu dever important. Gestionarul sălilor ăstora era Dumnezeu știe, da. Erau statul sau era o poveste de tipul consignația și așa mai departe. Era un moment în care s-au făcut și mari colecții, pentru că erau câteodată apărea câte un lucru foarte important și toată lumea afla și se ducea să vadă Pătrașcu sau cine știe ce lucrări mai apăreau în epocă în locurile astea. În sala Dales au fost organizate prin anii 60, deci până în anii 65,
primele expoziții de artă americană. Mai țin minte două, una de pictură, unde, dacă bine mi-aduc aminte, pentru prima dată a fost expus Rauschenberg. Mai exista o altă, mă rog, astea au fost, cele americane au fost o serie de-a lungul anilor, până prin anii 65, 64, 65, deci când a fost expoziția Moore, când s-au făcut expozițiile mari, Țuculescu, Angel, deci astea cam prin anii. Aveau expozițiile astea un efect direct? Sigur, provocau, da, o furtună? Se întorcea? Nu numai atâta, dar era o lume care era omor, pur și simplu. Era, erau niște cozi absolut extraordinare. Poate, bun, și stimulate de faptul că se dădeau cataloage, insigne, creioane, lucruri din astea, dar erau un succes de public extraordinar. Și mai țin minte că lumea era puțin spus contrariată de lucrurile astea, dar știu că erau, numărul de vizitatori era absolut impresionant, deci fără precedent. Singura, după 90, singura expoziție care m-a adunat atâta lume a fost prima expoziție care s-a făcut la sala Dales a lui Mihai Stănescu, care a fost un coșmar pentru mine, pentru că au fost în mii de oameni, s-au spart geamurile, coada era până la ambasada americană și am zis, în epocă îmi imaginam că așa se va întâmpla cu toate sălile de expoziții din acel moment încolo. Bineînțeles că lucrurile au evoluat cu totul altfel. La sala Dales, în acea perioadă, în jurul anilor 70, s-au organizat și expoziții foarte importante, de exemplu, cum a fost portretul polonez, cum a fost picturi celebre din muzeele Parisului. Deci, minte, în mijloc era Domnișoarele pe malul Senei al lui Courbet, sau mozaicul tunisian, sau vestul american, sau, mă rog, erau expoziții foarte costisitoare, foarte mari. La muzeu, de asemenea, se organizau acolo, unele au trecut quasi neremarcate. Țină lume știe, de exemplu, că a existat o expoziție a lui Arșil Gorki la Muzeul de Artă aproape nevizitată, pentru că nimeni nu n-a înțeles despre ce e vorba. Era efortul unui ministru al culturii în mandat pe timpul ăla? Sau cum veneau? Mă rog, cine făcea erau selecția? Probabil, nu. Era propunerea centrelor culturale care de-abia își, cum să spun, reintraseră în viața bucureșteană. În anii 60, eu cred că un rol important l-a avut și ministeriatul lui Pompiliu Macovei și faptul că până după vizita lui Ceaușescu în China, deci 70-71, China, Coreea, nu știu ce, lucrurile începuseră să se deschidă. Deja apăruseră, se făcuseră expoziții care nu mai aveau nimic de a face cu arta oficială, la unde acum Hotelul Continental era o galerie care se chema Apollo și, de exemplu, la Apollo expunea Bernea cu Bițan, cu Radu Stoica. Bițan expunea obiecte tactile, lucruri care, cum să spun, nouă ne făcea deliciul și ura unei anumite categorii care, mă rog,
se simțea lezată în, în ideea de frumos. Uniunea Artiștilor Plastici era pe Calea Victoriei, colț cu Sevastopol, și acolo erau conferințe, de exemplu, țin minte foarte bine momentul în care Paul Neagu și-a prezentat manifestul artei palpabile, astea mangeabile, pardon, acolo, și discuțiile care au urmat în sală erau oameni pe care în timp i-am admirat foarte mult și care, din nenorocire, au dispărut din, din conștiința noastră și mai ales a studenților, pentru că nu mai există decât foarte puține documente scrise. Care erau, adică, se știu prea, se știe prea puțin despre Titus Mocanu, despre Anatol Mândrescu, despre Schilleru. Ei au fost niște formatori extraordinari. Adică noi am avut parte de ei ca profesori. Anca Arghir era foarte importantă, Iulian Mereuță, Cristina Anastasiu, chiar Ileana Bratu. Erau oameni de care astăzi nu se mai aude. Făceau critică de artă și o făceau bine. Erau oameni care și călătoreau și puteau să revină din când în când cu un bagaj de informații și de actualități. Erau pur și simplu ei, deci, înșiși în epocă, un fler bun. În, începând din anii 66 și până prin anii 70 s-a călătorit. Exista un grup de artiști, eu fac socoteală așa referindu-mă la De Marco, deci la anii 69-70. De Marco era numai încununarea unor călătorii în străinătate ale unor oameni ca Bițan, Pacea, Alin Gheorghiu, Apostu. Ăștia au făcut expoziții importante în galerii importante prin mijlocul anilor 60 și la sfârșitul anilor 60 în străinătate. Nu numai Bernea câștiga un premiu la Bienala din 1970, dar câștiga un premiu și Radu Dragomirescu, Radu Stoica și soții Stendl. Deci fusese reinvitați câțiva în străinătate, cum a fost Cotoșman, care a și rămas. Bineînțeles, a fost foarte important pentru noi anul 1965, când grupul de la Timișoara a expus la Calinderu și la Calinderu expoziția a fost deschisă de Schilleru. Cum a ajuns Schilleru să fie conectat cu grupul de la Timișoara? Schilleru știa tot, circula enorm, se mișca și prin țară și citea enorm, da? Ori, nu știu care erau canalele, știu foarte sigur că foarte mulți, chiar dacă nu călătoreau în Occident, călătoreau în țările apropiate unde lucrurile se desfășurau mult mai normal. În epocă începuseră să se facă, să se folosească fotografia ca mediu foarte serios și primele expoziții cu artiștii plastici folosind fotografia au fost făcute de un grup de inițiativă condus de Ionica Grigorescu, Decebal Scriba, la Casa Schiller. Toate lucrurile astea erau folosite intens. Casa Schiller, foarte multe expoziții s-au făcut la Calinderul de asemenea, mai țin minte prima expoziție, sau nu știu dacă printre primele expoziții, a lui Câlță a fost la Calinderul a expus cu un succes extraordinar Ion Gânju, un personaj care a uitat toată lumea despre el, sau Ioane Munteanu, la fel, unul din cei mai talentați elevi al lui Baba, care a murit săracul
în timpul școlii s-a sinucis, dar existau personaje, cum să spun, lumea era mult mai mai motivată. N-aș putea să explic de ce, pentru că statul nu cumpăra. Asta dar, vreau să vă întreb, existau aceleași, nu, dar era o emulație care nu se putea explica decât prin faptul că lumea era mult mai solidară. În orice caz, emulația culturală era mult mai puternică, poate și datorită faptului că între 66 și 70 a fost un moment mai, să spun așa, mai relaxat, în care puteai să găsești la chioșcuri și publicații străine, și atunci nu era așa de ciudat că cineva putea să aibă acces la Lettres Françaises, la Combat, la Le Monde, chiar la Paris Match, la Nouvel Observateur, unde era Claire Bretéché, benzi desenate și așa mai departe. Se întâmplau lucruri care depășiseră cu mult întâmplările anilor 70. Au fost expoziții importante ale unor artiști care lumea nu mai știa de ei. Scria presa din străinătate despre lucrurile care se întâmplau atunci în România? Exista un fel de oglindă? Cum să spun, destul de vag. Mie mi se pare că cel care a descoperit arta contemporană românească înaintea chiar a lui De Marco, deci prin anii 69-70, a fost Kalupetsky, care era un vestit critic de artă cehoslovac în epocă. Mai țin minte momentul dinaintea lui 68, a intrării rușilor în Praga. A fost un moment în care noi circulam destul de des, adică puteai să circuli și artiștii o făceau cu mare plăcere. Erau invitați la tabere. Foarte mulți sculptori români au fost la Orosco în Polonia, au fost la Braslav în Cehia, în Ungaria, în Austria și așa mai departe. Deci se mișcau. După aia lucrurile s-au strâns după declarația din aprilie, nu din aprilie, din iunie, nu mai țin minte, ceva așa. Erau niște teze de care mai țin minte că râdeam toți. Am fotografii cu declarațiile lui Ceaușescu că ulciorul trebuie să meargă la sursa adevărată. Nimeni și așa nu mai departe, cu adevărat, da? În serios. Și noi arătam jurnalul, am aceste fotografii și râdeam de el. Da? Încă nu, da, se simțea, încă nu se simțea lucrul ăsta. După aia lucrurile au fost cam așa. Care a fost semnalul că ceva semnalul defect că începe să se întâmple? Semnalul a fost că, pentru mine cel puțin, momentul în care s-au iscat niște concursuri apropo de decorarea metroului. Și acolo, mai țin minte că erau diferite echipe, și într-una din echipe eu lucram ca fotograf și erau niște proiecte ale lui Vincențiu Grigorescu, Șetran, Bănulescu, Gabrea și așa mai departe. Oamenii cu, cum să spun, în acel moment foarte motivați de ipoteticile câștiguri, pentru că fraza lui Băța, lui Apostu, era: hai băi să luăm banii de la comuniști. E, mai țin minte că aceste proiecte, care erau ușor asemănătoare cu o abordare foarte americană, gen Rauschenberg, dacă vrei, cel puțin pentru seria de proiecte făcute de grupul la care mă refer,
au fost expuse în sala de marmură de la Casa Scânteii, care și aia a funcționat un timp ca sală de expoziție. Și tovarășul Dincă, un membru al Comitetului Central, care nu știu ce, nu mai țin minte bine, era ceva pe la București, ne-a adunat pe toți și ne-a spus, i-am povestit lui tovarășul despre ce ați făcut și propunerile voastre și nu i-a plăcut și o să vă arătăm cam cum trebuie să arate lucrurile astea. Și ne-a scos niște albume sovietice, nu coreene, cu metrou din Phenian și am rămas toți, am înțeles, într-o clipă care este noua politică culturală. După care un grup foarte important de artiști, arhitecți și așa mai departe a fost trimis în Coreea să vadă despre ce e vorba. Și îmi povestea Horia Flămându că întreba, bine, dar am vrea să vorbim cu sculptorul. Cine a făcut monumentul ăsta? Și a spus, Toașu Kim Il-sen, era răspunsul, știi? Adică nu exista. Unicul autor. Da, era unic. Tot ce se făcea era făcut și proiectat și aprobat de Toașu Kim Il-sen și n-au putut să nu se întâlnească pe nimeni, doar li s-au arătat rezultatele acestei mici nebunine orientale care avea niște dimensiuni absolut impresionante. Se păstra legătura celor de acasă cu cei plecați în aceia ani, cel puțin la nivelul unei corespondențe cu o anumită ritmicitate? Din nefericire, lucrurile astea erau foarte personale și există câteva corespondențe care au mai rămas între Paul Leangu și Horia Bernea, de exemplu, pentru că erau foarte buni prieteni. Între Bernea și Bertalan sau Cotoșman, nu știu, n-am date prea multe despre cei din Timișoara. Deci Cotoșman a rămas printre primii, prin 69. Bertalan a plecat ceva mai târziu. Ion Condiescu la fel, prin anii 70, Șerban Iepure, Anca Arghir, care am aflat despre ea numai cu mulți ani după aia, ea la fel a fost îndepărtată de la revista Arta în același context cu Anatol Mândrescu. Eu cred că toate lucrurile astea, ca să nu mai spunem de Gabrea, de ceilalți care aproape au rupt relațiile, despre unii am descoperit doar după anii 90 ce s-a întâmplat cu ei. Mult mai mulți decât credem, pentru că nu e vorba numai de oamenii ăștia, e vorba de mult mai mulți. Dar ce e foarte trist este că, bine, de exemplu, toate aceste conferințe, de discuții, chiar conflicte majore, fuseseră imprimate și Uniunea Artiștilor ar fi trebuit să aibă aceste casete. Există pentru că arhivă? Eu nu cred că mai există, pentru că lucrurile ar putea să limpezească o seamă întreagă de lașități, de absențe, de momente de oportunism și așa mai departe. Dar nu asta este rolul nostru. Ce nefericit este că întreaga, cum să spun, structură a Uniunii n-a făcut nimic pentru, să spun așa, documentarea corectă a
acestor momente și nici mai târziu n-au încercat să recupereze nimic, așa că pentru noua generație sunt zeci de nume care au dispărut pur și simplu din conștiința lor. Uniunea avea un serviciu de documentare condus de Mircea Grozdea, care făcuse un efort extraordinar în epocă și lucrurile au fost pur și simplu aruncate în stradă. Se pare că nu mulți dintre cei care au trăit acea epocă vor să-și aducă aminte de acele vremuri de maximă umilință, dar și de cum să spun, mai mult sau mai puțin justificat oportunism, și va fi foarte greu pentru sintezele următoare, pentru că nu poți să faci istoria artei românești în această perioadă stranie numai referindu-te la presa scrisă, care e eliptică, e puțin spus. Circulația ideilor rămâne în mărturiile unora care își mai aduc sau nu își mai aduc aminte. Rămân figuri foarte importante, după părerea mea, a căror contribuție și a căror judecăți poate ar fi foarte importante și ar limpezi foarte multe lucruri. Sunt unii care chiar în ziua de azi nu vor să-și aducă aminte pentru că au suferit prea mult. Sunt cazuri aproape tragice și la Institutul de Istorie Artei și la Universitatea și la Universitatea de Arte, poate, și în alte părți. Tragedia lui Apostu nu e singulară, nici cea lui Paul Neagu. Nici nu știm foarte bine ce înseamnă. Vorbesc de publicul larg, pentru că oamenii ăștia au avut un rol. Adică, mai țin minte cât mi-a vorbit Cezar despre Apostu, câte mărturii despre Paul Neagu le dau oameni în a căror formație a însemnat ceva, cum e Tony Craig sau Anish Kapoor, Bob Woodrow. Lucrurile sunt foarte complicate și trebuie încercat nițel un tip de arheologie în care, de exemplu, mărturia lui Richard de Marco mi se pare importantă, pentru că el a putut să-i urmărească și după ce au plecat pe unii. Faptul că Boyce prima dată a expus în galeria lui Paul Neagu în Anglia nu e lipsit de importanță. Cred că România e una din țările care și-a organizat o arhivă, una dintre cele mai întârziate țări care și-a organizat o arhivă, și asta se datorează lui Sacerdoțeanu, care mi-a fost profesor și care era îngrozit de ce se întâmplă cu arhivele. Au existat fonduri întregi care au dispărut. Noi nu mai avem imaginea, cum să spun, vizuală a istoriei noastre, pentru că au fost zone întregi ale politicului, ale monarhiei, au fost distruse, premeditat, sau tratate cu o absolută monstruoasă indiferență. Și atunci, azi, nu mai putem nici să recunoaștem prin imagini, în fotografii, personalități extraordinare ale culturii române din perioada interbelică, de exemplu. Chestia asta este
absolut dezgustătoare și nimeni nu face nimic în zona asta. La rândul dumneavoastră ați îngrijit mai multe volume, știu, monografice, mă gândesc Horia Berna, dar și colective despre arta contemporană. E altceva. Dacă v-ați lua acum răgazul, știu eu, mâine, care ar fi una dintre cărțile pe care ați scrie-o cu drag din necesitatea asta de a umple cumva un gol? Asta vă întreb și pentru că aveți, dincolo de experiența personală, și un material fotodocumentar uriaș, căruia îi se adaugă efortul secției de documentare din cadrul Ondea. Dacă ar fi de mâine să vă luați răgazul ăsta sau să vă puteți permite dar să eu începeți... Nu, cum să spun, eu nu vreau să fac... Sau care ar fi prioritatea pe care ați indica-o cuiva? Eu nu vreau să dau nici sfaturi. Vreau ca fiecare istoric de artă să aibă posibilitatea să facă ce-i place. Nu că nu mi-a plăcut să fac catalogul lui Apostol sau această cărțulie despre Berna, dar astea sunt lucruri de făcute pentru publicul larg, sunt lucruri făcute pe genunchi, într-un anumit context, într-o anumită secvență de timp. Nu am, cum să spun, nici de departe ideea că lucrurile astea sunt doar o introducere la un eventual studiu serios. Eu acolo am făcut ce se putea face în 2 luni, un fel de compilație cu o compilație ilustrată. Poate amintiți că ordine am pus în biografie, dar nici asta nu e suficient. Materiale sunt berechet și pentru Berna, și știu că lucrează Coriolan Babeț la ceva așa, sunt gata să ajut pe oricine care face lucrul ăsta. Fac de asemenea pentru mine și ca, cum să spun, ca obligație personală încerc să fac un catalog rezonat pentru un sculptor care a avut o viață foarte lungă și poate că acolo am să fac câteva trimiteri. Materialul e aproape gata, enorm. Am ajuns la începutul ei și deja are peste 200 de imagini. Mi-am făcut socoteala că o să aibă peste 1000 de imagini, așa că nu mai mă miră deloc. Dar poate că lucrurile astea măcar sunt puse în ordine. Dar când îți dai seama că sunt atâtea documente care s-au răspândit după ce de nu știu câte ori au fost puse în ordine, știi? Te apucă un fel de spaimă, pentru că nimeni nu e definitiv și disciplina asta e foarte limpede că s-a pierdut și mă rog, critica de artă pentru mine nu e foarte importantă decât dacă reușește să stimuleze atenția asupra unui fenomen sau asupra unui artist, dar povestea asta este doar o poveste de intermediar, nu este de pură istorie de artă care are niște rigori pe care, din nenorocire, eu n-am putut în niciunul din volumele pe care le-am îngrijit să spun că le-am făcut la limita acceptabilului, dar nimic mai mult. Pentru că nu m-am implicat decât adunând de așa, spre bună amintire și cerând oamenilor să contribuie și să înțeleagă că lucrurile astea sunt niște subiecte serioase și care trebuie să continuate. Sunt foarte îngrijorat de
lucrurile pe care le las, în ordinea sau dezordinea lor. Dar să mai vorbesc și de interpretarea lor, ar fi un act de un hazard nepermis. Da? Măcar să lăsăm lucrurile în ordine pentru cei mai calmi și cum să spun, cu sânge rece, mai puțin sentimental și mai puțin eseiști de geniu, și să lăsăm istoricii să-și facă treaba și după aia, de-abia după aia să facem loc comentatorilor, da?